Oare cum ajungem să înghițim detergent fără să vrem? După cum vedeți, este vorba de o oală obișnuită. Folosită în bun la fier fasole. Oala a fost spălată în prealabil cu detergent și clătită cu apă caldă. Dacă ar fi, s-ar putea spune că este pregătită pentru gătit. Dacă oala este banală, nu același lucru se poate spune despre capac. Capacul, dimpotrivă, da? Ascunde multe pericole, după cum vom vedea mai încolo. Este prevăzut cu mâner, acesta, rotund, fabricat dintr-un material diferit de producător, un material diferit de capacul propriu-zis. Astfel, când oala se află pe foc, noi îl putem apuca cu mâna liberă de mâner și ridica capacul fără să ne frângem. Când punem oala pe foc, detergentul rămas în suport, aici, se prelinge pe capacul bombat și ajunge direct în mâncare. Există mai multe modele de capace. Mai multe modele de capace. Din punctul de vedere al pericolului pentru intoxicare, avem două modele. Modelul prezentat mai înainte, dintr-un mâner fabricat dintr-un alt material decât capacul propriu-zis. Acesta ascunde pericole, după cum o să vedem. Și al doilea, cu mâner fabricat din același material sau asemănător, este sudat aici, cu capacul propriu-zis. Este vorba de același material cu capacul propriu-zis, mânerul. Dezavantajul acestuia este că atunci când oala cu capacul tot se află pe foc, noi nu putem ridica capacul cu mâna liberă fără să ne frigem, desigur. Și atunci trebuie să folosim ceva intermediar, o cârpă umedă sau chiar un patent pentru tehnicieni. Avantajul cel mare însă este acela că el nu poate ascunde niciun fel de substanță, nu reprezintă niciun pericol pentru utilizator, în sensul că nu există pericol de intoxicare dacă, desigur, este plătit înainte de folosire. Vom dezbate poate altă dată natura materialelor din care sunt confecționate capacele, da? Oalele și mânerele acestora. Oferim doar câteva explicații simple pentru toată lumea. Suportul capacului poate fi deșurubat cu mâna liberă, în mod normal, cu mâna liberă, înainte de spălare. El poate fi deșurubat cu mâna înainte de spălare. Îl spălăm separat. Și așa evităm orice probleme. Dacă nu deșurubăm la spălare, suportul între orificiile sale păstrează în aceste orificii, da? Păstrează, depozitează, captează substanțele folosite pentru spălare. După folosirea lor îndelungată, desigur, suportul se poate bloca din cauza acumulării acestor substanțe acolo. Se blochează, se înțepenește și rămâne blocat. Sau există și posibilitatea ca el să capete un joc, să
basculeze, să capete un joc între capac și suport. Și astfel se creează un spațiu liber. Un spațiu liber, un loc gol, în care pot pătrunde insectele, în special gândacii. Desigur, dacă avem gândaci în bucătărie sau în cămară unde de obicei se depozitează oalele, trebuie să avem grijă și să inspectăm oalele și mai ales capacele înainte de utilizare. Altfel, ne putem trezi că atunci când punem oala pe foc, chiar gândăcii, gândăcei, cei mici, să ajungă efectiv în mâncare. Și îi vom găsi bine fierți, desigur. După cum spuneam, detergentul rămas în rezervorul ascuns al capacului ajunge în mâncare atunci când oala cu tot cu capac se află pe foc. Cantitatea de detergent depinde, desigur, de mărimea rezervorului din suport. Cu cât este mai mare, da? Cu atât mai mare este și cantitatea de detergent rămasă. Și prin urmare, crește și pericolul îmbolnăvirii și al intoxicării după îngerare. Dacă spălați capacul cu suportul desfăcut și le clătiți bine, evitați intoxicațiile cu detergent. Noi vom evita să vorbim despre tipurile de detergent folosite în mod uzual, pentru că este mai puțin important. Majoritatea sunt toxice, desigur. Dacă sunt ingerate, mai ales pentru copii. Ceea ce contează este concentrația de detergent folosit și rămas, pentru că el oricum este combinat cu apa de la spălare. Cu cât concentrația ingerată este mai mare, cu atât crește și pericolul. Sfat! Dacă suportul, mânerul capacului de la oală nu mai poate fi desfăcut fără a fi rupt, fie schimbați capacul cu totul, da? Cu altul nou, fie înlocuiți acest suport mâner cu unul nou, da? Fie nu mai spălați niciodată capacul respectiv cu detergent. Niciun fel de detergent, indiferent de ceea ce vă spun producătorii sau comercianții, sau sunt unii care vă asigură că nu ar fi niciun fel de pericol. Să nu-i credeți. Aceștia sunt obligați să-și promoveze și să-și vândă produsele, deci pot ascunde adevărul. Capacul cu butonul blocat, spălați-l cu apă fierbinte, chiar clocotită, fără nimic altceva. Sau, cel mai bine, cel mai recomandabil ar fi, să-l scufundați într-un vas mai mare cu apă clocotită, ceva de genul ăsta, și să-l lăsați acolo câteva minute. Apoi, clătiți-l cu apă curată și îl puteți folosi fără grijă. Din diferite motive, unii bucătari, atunci când gătesc, obișnuiesc să întoarcă capacul de la oală invers cu butonul, da? În jos. Scufundat în oală. Fierbe mai bine, zic ei. Da? Așa ceva. Fierbe mai bine, zic ei. Poate, noi nu îi contrazicem. Însă întors invers, toată mâzga, mizeria și detergentul rămas acolo, da, toată mâzga aceasta, mizeria, ajunge direct în, și mult mai ușor și mai repede, în mâncare. Da? Direct acolo. Mai mult chiar. Chiar suportul, mânerul. Se poate topi acesta, da, dacă îl pui la fier, sigur că da, se topește. Și bucăți din el vor cădea direct în mâncare.
este de 10 ori mai periculos. Nu faceți, vă rog, acest lucru. Indiferent de ceea ce vedeți în reclamele de gătit sau pentru gătit, mâncăruri savante, nu întoarceți capacul pe dos, decât dacă e din acesta. Nu, din cel periculos. Sigur, obiectivul meu este să vă conving, să vă clătiți serios capacele și oalele de urmele de detergent folosite. Și să eliminați toată mizeria rămasă, ascunsă în capacele dumneavoastră și în oalele respective, ca să evitați intoxicațiile. Mai ales atunci când gătiți pentru grupuri mari de oameni, precum militari, bolnavi, pacienți, bătrâni, copii, aceștia nu numai sunt foarte sensibili, ei se pot îmbolnăvi foarte ușor, intoxica foarte repede, cu cantități infime de detergent. Și acum, sigur, să vă fac și o demonstrație. Avem aici un capac foarte nou, folosit de 2 ori. Sau de ceva aici. Este frumos, elegant. Da? A fost clătit cu apă. Sau de ceva aici. Da? Vedem ce ascunde. Vedem ce ascunde. Dacă eu l-am clătit cu apă curată. Dacă se afla detergent, devine criminal. Dacă am reușit să vă conving, vă doresc poftă bună. Bună. Dacă nu am reușit, nu vă doresc.